Ofițerii DGA au efectuat percheziții la mai multe cadre medicale, asistenții medicali și doctori din cadrul a 3 cabinete medicale individuale, unde există suspiciuni de vaccinare la chiuvetă. Ofițerii DGA au pus în executare sub coordonarea procurorului din cadrul parchetului de pe lângă Tribunalul Mehedinți 12 mandate de percheziții domiciliare la diferite localități de pe raza județului Mehedinți. 14 mandate de aducere și-au efectuat 11 percheziții asupra unor autovehicule. În fapt, lucrătorii de poliție judiciară din cadrul Direcției Generale Anticorupție, Serviciul Județean Anticorupție Mehedinți, au fost delegați de procurorul de caz să efectueze activități de urmărire penală cu privire la împrejurările în care, în schimbul unor sume de bani primite de la persoane interesate, cadrele medicale au simulat actul de vaccinare împotriva virusului SARS-CoV-2, după care au atestat în registrele de evidență ale cabinetelor medicale, contrar realității, că persoanelor respective li s-a administrat vaccinul. În activitatea infracțională derulată, cadrele medicale au fost ajutate și de intermediari, care se ocupau de racolarea persoanelor interesate de obținere de adeverință de vaccinare, fără a se imuniza efectiv de colectarea sumelor de bani, cu titlu de mită de la beneficiar, sume cuprinse între 150 și 300 de euro pentru fiecare imunizare fictivă, precum și de remiterea ulterioară a banilor către acestea. Cu ocazia perchezițiilor domiciliare se urmărește identificarea și ridicarea bunurilor și înscrisurilor ce fac obiectul prezentei cauze a sumelor de bani ce ar putea constitui obiectul infracțiunilor de corupție și alte bunuri relevante pentru probarea întregii activități infracționale.